4 organizații care prestează servicii sociale au primit automobile în cadrul unui proiect implementat de Fundația Soros Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Echipele mobile din Cimișlia, Chișinău și Edineț și Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor din Ialoveni au fost dezvoltate în cadrul proiectului Organizațiile Societății Civile Acționează pentru Servicii Sociale Mai Bune, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis. Acest proiect nu ar fi fost posibil fără o conlucrare strânsă cu donatorii, organizațiile internaționale, administrația publică locală și, nu în ultimul rând, organizațiile societății civile din Republica Moldova. Este foarte importantă implicarea acestor trei categorii de participanți pentru a asigura sinergia și durabilitatea acestor inițiative. For the European Union, social services is part of the approach that we have to development of the country. In this project alone, we are helping 41 organizations throughout the country, and today we will have another opportunity to support 4 organizations. Serviciul echipă mobilă a fost creat în raionul Cimișlia în anul 2013 și până astăzi a oferit ajutor circa 195 de beneficiari. Ajutorul său constă în suport kinetoterapeutic, în logopedie și în suport persoanelor cu dizabilități accentuate. Echipa mobilă din cadrul Direcției Asistență Socială a Consiliului Raional Edineț a obținut un automobil cu ajutorul căruia vor avea mai multe posibilități. Unii beneficiari au reușit să iasă din dormitor sau din bucătărie în curte, unii beneficiari au reușit să devină mai autonomi, mai independenți. În cadrul proiectului pentru dezvoltarea serviciilor sociale mai bune sunt dezvoltate 40 de servicii în toată țara.